Bună ziua, bun găsit între prieteni! În ziua de astăzi, aproape 2 miliarde de oameni sunt supraponderali, dintre care 600 de milioane sunt obezi. Atunci când regimul alimentar nu mai dă rezultate, iar intervențiile de remodelare corporală au eșuat, efectuarea unei operații de micșorare a stomacului are numeroase beneficii. Discutăm despre această intervenție cu domnul dr. Lucian Alecu, medic primar, chirurgie generală. Bun venit! Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră această emisiune între prieteni, în care vom încerca să lămurim câteva aspecte despre această intervenție chirurgicală de care foarte multă lume se interesează și la care foarte multă lume apelează, atât în România cât și în Turcia. Mai nou este un turism medical către Turcia pentru această intervenție chirurgicală de micșorare de stomac, în condiții în care în România există echipe chirurgicale cu o bogată experiență și foarte antrenate în această chirurgie metabolică, în această chirurgie a obezității. Este foarte important de ce vorbim de această chirurgie a obezității, adică oamenii trebuie să înțeleagă de ce să recurgem la chirurgie ca să slăbim. Pentru că altă soluție nu ne mai rămâne. Nu pentru motive estetice, nu pentru a arăta mai bine, nu pentru a slăbi și eu câteva kilograme să arăt mai bine, că nu mă mai încap pe ținuta. Nu, pur și simplu pentru că obezitatea este o boală. Ca așa cum spunea și dumneavoastră, la nivel mondial este o epidemie de obezitate. La noi în țară, circa 30% din populația țării suferă de obezitate. Bun, care dintre aceștia se pot adresa chirurgului pentru asemenea operație și în ce condiții? Cui este indicat și mă gândesc așa, de la ce număr de kilograme putem să facem acest lucru? Există o formulă matematică prin care se calculează acel indice de masă corporală, IMC-ul, da, pornind de la greutate și de la înălțime. Obezitatea, sunt trei grade. Obezitatea de gradul 1, cu un indice de masă corporală 30-35, peste 35 până la 40 este obezitatea de gradul 2, după aia obezitatea de gradul 3. În principiu, pacienții trebuie să știe, sau oamenii, prietenii, trebuie să știe că putem recurge la o chirurgie metabolică, la o chirurgie a obezității, atunci când acest indice de masă corporală este peste 35, de la 35 în sus. Sub 35 nu are niciun rost să recurgem la această operație pentru a da jos 10 kg sau 15 kg sau 20 de kilograme. Aceasta se pot da jos foarte ușor prin efort fizic, prin mersul la sală sau prin discuții cu un nutriționist, fie că este tehnician, fie că este medic, care să ne conducă un regim de viață sănătos, care presupune o alimentație corectă, echilibrată, să mâncăm ce trebuie și cât trebuie și să nu uităm să facem efort fizic. Asta este cea mai mare problemă. Din păcate, sedentarismul merge mână în mână cu obezitatea, pentru că omul când nu este la mișcare, stă în casă, se uită la televizor și ronțăie tot timpul câte ceva. Nu mai mănâncă cum eram noi învățați în tinerețe, să mâncăm o masă de dimineață, una la prânz, una seara și câte o gustărică da, pe la ora 10 și pe la ora 16. Nu, toată lumea ronțăie tot timpul câte ceva. Aceste crânțănele exact sunt foarte periculoase pentru că sunt bombe calorice. Bun. Putem să ne gândim și la o operație de chirurgie a obezității sub acest indice de 35%, mai greu. Indicațiile trebuie să fie foarte bine justificate, să presupunem că un bolnav are nevoie de o proteză de genunchi sau de operație pe coloane și aceste și câteva kilograme, poate, da, 10 kilograme, i-ar putea afecta rezultatele pe termen mediu și lung după operație. Atunci, cu niște consulturi foarte clare de către medicii specialiști care să se stabilească această indicație, putem lua în calcul și pentru așa ceva, dar în niciun caz nu se face după ureche, cum se zice. Să intrăm mai bine în hainele pe care le avem. Nu. Asta o putem face mâncând mai puțin, renunțând la crânțenele și făcând efort fizic. Bun. Și atunci, dacă am ales această intervenție chirurgicală, această micșorare de stomac, cum o cunoaște pacientul. Noi îi zicem gastrectomie longitudinală laparoscopică, că se face prin abort minim invaziv. Îi zicem gastric sleeve. Este cea mai răspândită la nivel mondial în momentul de față această operație. Problema este că această operație, ca să putem beneficia de rezultatele ei, adică să slăbim cât trebuie și să nu ne reîngrășăm după operație, trebuie cântărite foarte bine indicația, să facem niște consulturi înainte de operație, în care să avem foarte clar această indicație și pacientul trebuie preluat nu numai de către chirurg. Chirurgul nu face totul pentru că această operație, acest tratament nu începe și nu se termină cu intervenția chirurgicală. Trebuie să existe o echipă foarte clară, formată din chirurg, nutriționist
și psihoterapeut. De ce? Pentru că acești bolnavi care sunt obezi, foarte frecvent asociază episoade de depresie, de scăderea stimei de sine. Evident, nu le mai place cum arată. Nu mai sunt ei cei care se știau când aveau 50 de kilograme, 60 de kilograme și acum au 200 sau 150 sau 160. Vorbim de aceste obezități monstruoase. Morbide, da, da. Bun. Și atunci este foarte important această echipă. Bolnavul nu trebuie pierdut pe parcursul acestui proces de revenire la un stil de viață normal, pentru că el primește o a doua șansă printr-o operație care nu este lipsită de riscuri și trebuie să beneficieze de această a doua șansă, adică trebuie să schimbe stilul de viață, să mănânce ce trebuie, cât trebuie și să facă efort fizic, să aibă o gândire pozitivă, să-i placă cine este și să vrea să arate bine. Contează foarte mult acest lucru. Și atunci lucrurile astea merg mână în mână. Chirurgul cu nutriționistul și cu psihoterapeutul. Fiecare cu bucățica lui de specialitate. Nimeni nu le știe pe toate. Chirurgul face intervenția chirurgicală, pune indicația chirurgicală pe baza ceea ce vedem din investigațiile preoperatorii, face această operație care, deși se face de către o echipă antrenată într-un timp foarte redus, nu este o operație ușoară, este o operație destul de mutilantă, în sensul că se extirpă în jur de 80%, din, 80% din stomac. Toată porțiunea stomacului spre marea curbură și obligatoriu cu fornisul gastric, unde se secretă acel hormon al foamei, grelina, trebuie să-l îndepărtăm pentru ca, pe lângă faptul că nu mai putem să mâncăm, nici să nu mai fie foame. Dacă nu rezolvăm aceste două obiective, în sensul să scoatem atât cât trebuie din stomac și obligatoriu să scoatem cât mai mult din fornisul gastric, operația nu este completă. Din cauza asta, este foarte important ca pacientul să se adreseze unei echipe chirurgicale cu experiență. Toată lumea face chirurgie bariatrică. De ce? Pentru că este o cerere foarte mare pe piață pentru chirurgie metabolică. Ori contează foarte mult experiența în această chirurgie. Pacientul trebuie să se adreseze chirurgilor cu experiență, care au studii publicate, care au rezultate. Există grupuri de suport de chirurgie bariatrică în care pot pune întrebări și se pot informa de la alți pacienți care au fost rezultatele. El este foarte importantă informarea înainte de operație. Bun, am luat decizia să facem această operație. Unde o facem? În România, în Turcia, la o clinică din România sau din altă parte? El trebuie, cum se zice, adunând aceste informații din literatură, din auzite, de pe grupurile de suport, foarte important, oamenii care au trecut prin această operație și cum arată ei după operație. Și să nu se uite la preț. Să nu se uite la preț. Asta fac românii de obicei. Este foarte important, da. Știți că este vorba aia, sunt prea sărac să mă îmbrac ieftin. Ca să-mi permit lucruri scumpe, da. Așa. Și atunci el trebuie, cum se zice, să meargă într-o clinică cu experiență în care pacienții au fost mulțumiți de felul cum au fost tratați în acea clinică, au fost operați cum trebuie, nu au avut complicații sau rata de complicații în clinica respectivă sau la medicul respectiv este redusă, pentru că sunt niște complicații foarte grave la această operație. Nu este ușor să faci o fistulă după o operație, este de tras. El trebuie să fie pregătit pentru așa ceva. Și atunci, ai această experiență a echipei pe care o cunoști, dacă poți să știi și cu ce dispozitive tehnice lucrează această echipă, este foarte important să știe felul cum sunt urmăriți, monitorizați bolnavii după operație. Dacă sunt revăzuți de chirurg, dacă sunt preluați de un nutriționist, dacă ei la consulturile care le fac periodic, la o lună, la trei luni, la șase luni, la un an, li se acordă această atenție din partea echipei. Ei nu trebuie abandonați de chirurg până la sfârșitul acestei etape. Chirurgul nu trebuie să dispară din viața. Trebuie să țină tot timpul legătura, fie pe WhatsApp, fie prin consulturi, permanent cu acești pacienți, să le răspundă la întrebări și să-i ghideze unde trebuie. Altfel, dacă ei nu parcurg această etapă, prin acest traseu de un an de zile, cât durează acest proces de slăbire, or să constate, n-am slăbit cât trebuie, ba chiar m-am reîngrășat. Și o să ne trezim, este foarte posibil în perioada imediat următoare, cum spunea cineva, cu o epidemie de reîngrășări, pe motivul că acești pacienți au fost operați și au fost pierduți de către colectivele respective din supraveghere și s-au dus acasă. Au crezut că poate să mănânce orice, că poate să mănânce aceleași lucruri și s-au întors de unde au plecat. Și sunt nemulțumiți că s-au reîngrășat și acum se gândesc să facă din nou o altă operație de micșorare de stomac sau altă operație, un gastric bypass. Da. Nu este în regulă. Dar cât timp după operație se pierde din greutate în principiu, și pe parcursul acestui în principiu, trebuie să discutăm după un an de zile. După un an de zile în care pacientul parcurge acest proces de revenire la o viață normală, pentru că el începe imediat după operație, trece la o dietă lichidă inițial, o dietă din ce în ce mai solidă până revine să mănânce normal.
Încă o dată spun, să mănânce. A mânca înseamnă să mestece. Procedeul acesta de gastric sleeve, de micșorare somac, este un procedeu restrictiv. Te ajută să slăbești dacă mănânci atât cât îți permite stomacul. Dar dacă nu mesteci alimentele și bei sucuri, freșuri, smoothie-uri, toate aceste, cum se zice, alimente mixate și astea sunt bogate în calorii, n-ai să slăbești și ai să te reîngrași. Sigur că dacă faci un smoothie sau un piure care este din legume sau din cărniță, sau din... astea nu te poți îngreșa. Nu au calorii. Ca la bebeluș pasat, nu? E, da. Așa se mănâncă. Dar dacă ai fructe, fructe dulci și mai pui și, și miere și mai... Nu, pentru că stomacul trece. Acestea trec. Stomacul... Nu sunt digerate, trec ca printr-un nu tub, oprește, așa. Nu sunt oprite de acest tub gastric mic pe care noi l-am creat ca bolnavul, dacă a înghițit două, trei... Lingurițe. Așa, să se oprească. Dacă a luat două, trei înghițituri, amestecate o friptură, așa, sau două, trei înghițituri de măr, se oprește că nu mai intră. Simte că îl doare și se oprește. Nu, la lichide niciodată nu o să simtă. Se duc cu ușurință și el nu slăbește și el se îngrașe. Este greșeala pe care o fac foarte mulți. Și este nefiresc ca după ce ai trecut printr-o operație atât de grea, că e o operație grea, și această etapă de slăbire de un an de zile în care stai și îți verifici kilogramele și te urci tot timpul pe cântar și sunt foarte interesante grupul, discuțiile de pe grupurile de suport. Să vedeți cum discută bolnavii despre acest proces de slăbire, cât sunt de fericiți și cum schimbă impresii, cât a slăbit el, cât a slăbit celălalt, sau dacă s-a dus la un doctor, dacă l-a băgat chirurgul în seamă, sau dacă l-a văzut nutriționistul, sunt foarte utile. Dacă chirurgii ar urmări aceste discuții de pe grupurile de suport, ar ști de fapt foarte clar care este feedback-ul muncilor. Ori ăsta este cel mai important pentru noi. Am operat un pacient, trebuie să știm dacă el este mulțumit de viața pe care noi am redat. După un an de zile poate să ajungă la acele operații de remodelare corporală pe care le face un chirurg plastician în care pielea, că sunt pacienți care, care slăbesc normal. 100 de kilograme. Da. Unii slăbesc 100, mai bine de 100 de kilograme. Da. Rămâne un șorț, rămâne piele în exces pe abdomen, rămâne piele pe... Astea trebuie scoase. Pacientul trebuie să arate normal. Și atunci se poate adresa un chirurg plastician care își face treaba foarte bine, pentru că ține de domeniul dumneavoastră de activitate. Chirurgul general și-a încheiat acest domeniul de activitate, pacientul va ține legătura cu chirurgul pentru eventuale complicații apărute ulterior, care țin de operația făcută. Dar această operație de remodelare corporală ține de un chirurg plastician. Dar ce afecțiuni medicale se pot rezolva odată cu această operație? Foarte important este că mulți dintre obezitatea duce frecvent la diabet sau agravează diabetul. După cum obezitatea poate să ducă sau să agraveze afecțiuni cardiace, pulmonare, articulare. Bun, dar are o contribuție foarte nefericită în ceea ce privește agravarea diabetului sau poate să producă acest diabet zaharat de tip 2. Marele beneficiu al acestei operații de chirurgie metabolică, de aici e chirurgie metabolică, este că foarte mulți dintre acești bolnavi, odată ce slăbesc, nu mai au nevoie de tratament pentru că glicemia le revine la normal. Recent am avut un bolnav operat dintr-o zonă din nordul Moldovei și care era pe tratament pentru diabet, a slăbit 40 de kilograme și nu mai are nevoie să facă tratament. Ăsta este cel mai mare beneficiu, pentru că diabetul asociază o mulțime de complicații. Așa este. Renale, cardiovasculare, pe care trebuie să nu ni le, le asumăm, să nu riscăm, să nu jucăm o ruletă rusească cu aceste, cu aceste complicații. Avem această intervenție chirurgicală la îndemână, nu este singura, mai sunt și altele. Unii pacienți, ca să plătească mai puțin, recur la operația de gastroplicatură. Încă nu cunoaștem care sunt rezultatele, pentru că este recent introdusă. Cea care este foarte bine urmărită, monitorizată pe loturi mari de pacienți este gastrectomia longitudinală laparoscopică, micșorarea de stomac. Dar încă o dată spuneam, chirurgul asta face, micșorează stomacul. Dar pacientul trebuie să revină la un stil de viață normal. Să mănânce sănătos, să mănânce atât cât trebuie, ceea ce trebuie, când trebuie și să facă efort fizic. Trebuie pregătit înainte pacientul într-un fel? Obligatoriu să facă... Mulți spun, nu știu, trebuie să slăbească sau nu? Păi știți cum este aceasta cu slăbitul la un pacient care vrea să slăbească? El vine să se opereze tocmai pentru că vrea să slăbească. Păi dacă îi spun te operezi după ce îmi slăbești 20 de kilograme, credeți că pacientul ăsta se duce acasă și slăbește? Unii vin ca să-i opereze să slăbească 20 de kilograme. Ceea ce nu sunt de acord cu această operație. Nu sunt de acord încă să spun că aceste operații de chirurgie, de micșorare de stomac, cum zice românul, pentru obezitatea de gradul 1. Nu. De la obezitatea de gradul 2 discutăm.
pentru că această operație poate să ducă și la decesul pacientului. Deci este un risc pe care chirurgul și pacientul îl împart. Poate să sângereze un bolnav, poate să facă o fistulă, poate să facă un accident tromboembolic. Ne luăm măsurile de precauție. Folosim cele mai bune device-uri tehnice de la, care le avem la dispoziție. Noi, unde lucrez, lucrăm cu, mă rog, dispozitive europene, americane. Mai puțin cele din zona Chinei. Dar nu are importanță. Toată lumea produce așa ceva. Vă spun cu ce lucrăm. Putem să-i oferim cei mai buni. Dar, cum se zice, cu toate cunoștințele noastre, cu toată performanța tehnicii pe care o avem, complicațiile tot apar. Ele sunt descrise în literatură și chiar dacă ele apar la unul sau doi pacienți, nu știi care este acesta. Pacientul trebuie să știe că acel pacient poate să fie el și să pornim împreună la acel drum în care să tratăm și complicația și o să ajungă acasă, să fie fericit, să fie redat familiei și să slăbească și când se uită în oglindă, dacă și-a făcut sau nu o remodelare, să arate bine. Este foarte... Înseamnă foarte mult pentru o femeie care are 100 și ceva de kilograme sau 150 de kilograme să ajungă la un 70-80 de kilograme, să schimbe toate garderoba și să vedeți câte poze apar pe rețelele de socializare, da. Cum am slăbit, atât am avut, atât sunt, ia uitați, nu-i mai recunoști. Da, iar din punct de vedere psihologic este foarte important, plus că prinzi încredere în tine, foarte important să te uiți în oglindă și să-ți placă cum arăți. Exact. Dacă te uiți în oglindă și nu-ți place cum arăți, nu ești fericit toată ziua. Așa contează este. Foarte mult asta. Când, înainte de a ieși din casă, când te uiți în oglindă, să-ți placă cum arăți. Așa este. Apropo de mâncare, imediat după operație, la cât timp o să introducem solidele? Cât timp mâncăm doar așa pasat și puțin? Deci, în principiu, prima săptămână mănâncă numai lichide. De remarcat, de menționat faptul că există o mulțime de produse adecvate perioadei. Ele se găsesc în farmacii, acele anumitele shake-uri proteice, da, pe care pacientul... Da, ca să-și ia proteinele, da. Foarte important să nu aibă calorii, de să fie proteici. Sunt și iaurturi proteici, care nu au calorii. Deci, dacă văd calorii, să fugă de ele. Da, le tem de pe listă. Să fugă de ele. Zahărul alb, făină albă, sucurile dulci, fructele dulci, trebuie să dispară din alimentații. În trecut, zahărul era folosit ca și condiment. Acum zahărul este peste tot. Ceea ce nu-i bine, nu este sănătos. Și atunci ei încep cu această dietă lichidă. Uneori, la bolnavi operați, încă din seara operației le dăm o gură de apă. Imobilizăm din seara operației, le dăm o gură de apă. După care, la două zile, pleacă din spital. Rămâne pe această dietă lichidă. Nu-l pierdem din vedere. Păstrează tot timpul legătura cu chirurgul. Rămâne în vecinătatea chirurgului, ca să-l vedem. După care, ușor, ușor, din săptămâna a doua, mai pune ceva în supă, o mai tulbură puțin, ajunge la o supă cremă, ajunge la un piure și undeva, după o lună de zile, începe să mestece bine și un aliment solid. Dar cu răbdare. Nu este o problemă, pentru că toate aceste alimente care vin îi asigură ceea ce trebuie. Nu trebuie să fim stresați, da. Trebuie să beau 3 litri de apă. Nu zice nicăieri că trebuie. Bei atât apă cât își cer organism. Nu, așa este, da. Nu da. Toți putem să bem atât. Bineînțeles, asta e o nebunie. Da. Bem 3 litri de apă. Nu, bem cât cer organism. Așa este, da. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și vă mai invit cu mare drag să mai abordăm și alte subiecte. Mi-a făcut plăcere și oricând voi veni, cu plăcerea noastră. Vă mulțumim frumos și să aveți o săptămână frumoasă, liniștită. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Venim cu o invitație la un film inspirat din fapte reale și care a luat în 2021 premiul Zilele Filmului Românesc pentru debut la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Pelicula Dog Poop Girl a fost de asemenea remarcată de prestigioase reviste internaționale precum Variety, Screen Daily sau Cine Europa. Povestim mai multe despre succesul filmului cu domnul Andrei Huțuleac, regizor. Bun venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Uite, mai trebuia să spun că este și debutul tău ca lungmetraj, da? Ca regizor de lungmetraj, pentru că tu ești actor. Eu sunt actor, da, și este într-adevăr debutul meu în lungmetraj. Este un scenariu pe care l-am scris în 2017. Îl vedem de-abia acum pe marile ecrane, pentru că au fost 2 ani de pandemie în care a trebuit Să stăm în case, exact. Este un film despre umilirea publică în epoca internetului. Este o comedie neagră. E important de spus că și la avantpremieră și la proiecțiile ulterioare la care am participat, publicul s-a bucurat și a râs în hohote, dar sigur că undeva pe la jumătatea filmului, chiar spre final, zâmbetul îngheață un pic pe buze, pentru că începi să recunoști realitatea înconjurătoare. El este bazat pe fapte reale care s-au petrecut în Coreea de Sud în 2005,
acolo unde o femeie s-a urcat în metroul din Seul cu câinele ei. Câinele a făcut caca pe podeaua metroului. Femeia a fost fotografiată, a fost postată pe un blog. Postarea s-a viralizat și ea a început să aibă de suferit în viața reală de pe urma acestui incident. A fost concediată de la locul de muncă, a fost exmatriculată din universitate, a început să primească amenințări cu moartea. Am luat această poveste originală, da, am transpus-o în spațiul românesc. A ieșit o comedie neagră, o satiră socială, mm-hmm, care vorbește nu neapărat despre România, dar despre comunitatea asta globală în care trăim cu toții în epoca internetului. O idee grozavă să faci această transpunere în realitatea românească. Nu știu, mă gândesc la feedback. A fost pe 15, nu? Pe 15, pe 15 aprilie. Da, a intrat în cinematografe. Așa. Este în timp ce vorbim în cinematografe. Ai primit un feedback așa de la cei care l-au urmărit? Cel mai bun feedback este reacția sălii pe ansamblu. Oamenii sunt foarte bucuroși, în primul rând că trebuie să spunem că ne confruntăm cu o oarecare prejudecată a publicului față de filmul românesc. Așteptările sunt diverse, dar nu întotdeauna dintre cele mai bune. Și atunci când nimeresc într-un loc în care cumva sunt surprinși în mod plăcut de ceea ce văd, sigur că reacțiile sunt pe măsură. Au fost niște reacții foarte bune din partea publicului la premieră. Repet, el este în cinematografe în continuare. Invit lumea să meargă și să se bucure de acest film. Știu că este un titlu complicat, Dog, Poop, Girl. Da. De fiecare dată spun că mi-aș dori să o văd pe mama mergând la cinema și cerând, să cumpere un bilet, cerând, nu? Bilete pentru acest film. De altfel, un coleg actor care felicita un alt coleg care joacă în film, s-a întâlnit cu el în spatele Teatrului Național și i-a spus: măi, felicitări pentru Snoop Dogg Girl, a fost extraordinar, extraordinar. Dar filmul se numește Dog, Poop, Girl și vă invit să-l vedeți în cinematografe chiar acum. Să-mi spui despre distribuție. Distribuția este o distribuție destul de onorantă pentru mine ca debutant. Sunt 80 de actori în acest film. În rolul principal o putem vedea pe Andreea Grămoșteanu, care este o actriță extraordinară, o știm cu toții. Poate e prima oară totuși când o vedem, sau mă rog, a doua oară după Perfect Necunoscuți a lui Octavian Strunilă. O vedem aici într-un rol principal care îi face cinste, spun eu. E o actriță extraordinară. Carol Ionescu, Alexandru Noghi, Paul Chiribuță, Coca Blos, Angel Popescu, Ioana Barbu, Corina Moise. Sunt o grămadă de oameni, Cezar Antal, bineînțeles, care face un rol extraordinar, o grămadă de actori, toți prieteni, trebuie să recunosc, pe care i-am sunat personal și i-am rugat să mă ajute cu acest debut, pentru că un alt lucru care merită spus e că, deși filmul s-a bucurat de o finanțare de la stat, ea a fost... A trebuit completată de ajutorul prietenilor. Vorba da. Aceea, pun și eu, mai pune și statul ceva și uite, reușit să facem exact ceva frumos pentru publicul românesc. Exact. Zi-mi, cum a fost la filmări? V-ați distrat? Ne-am distrat destul de tare, dar am și muncit destul de mult, pentru că am avut de acoperit 28 de locații cu 80 de actori și 300 de figuranți în 18 zile. Wow. Din cauzele financiare iterate menționate mai devreme. Da. Mai sus menționate. Mai sus menționate. Uite că avem și noi imagini de la Making of. Exact. Da. Am muncit un pic, am încercat să suplinim lipsa de fonduri. El este câinele. El este câinele. El este cel care a făcut ce a făcut, da? El este cel care a făcut ce a făcut și da, poate, uite, tocmai despre el n-am discutat, este cățelușa Mini, care așa în film este cățelușul Oscar. Așa a fost să fie. Bun. A da. Fost cu minte cățelul la filmă. A fost cu minte, a făcut cât a putut de bine tot ce a avut de făcut și știi că se zice, e această mitologie în meseriile noastre, că e greu de lucrat cu animale și cu copii. Și copii, da. Pentru că sunt, da, sunt energici, nu stau locului. Da. Așa. Ei, vreau să spun că cățelușa Mini a fost cel mai profesionist actor cu care și-a am lucrat vreodată, da, și a făcut treaba extraordinar de bine. Da. Ați filmat în București? Am filmat în București. Absolut tot filmul este filmat în București, pentru că toată acțiunea scenariului se petrece în București. Da. Uh-huh. Uite și pe Dana Rogoz acolo. Dana Rogoz, da? Într-adevăr, da. Te așteptai la, iată, o apreciere din partea revistelor internaționale. Uite, ai primit premiul Latif. Da. Te așteptai la așa ceva? E greu de spus că mă așteptam. Sigur că e parte din recompensele pe care tipul ăsta de muncă le aduce, dar prioritatea mea principală a fost întâlnirea cu publicul și m-aș bucura foarte mult să fie un film văzut în cinematograf, pentru că, repet, parte din demersul nostru presupune și o reîmprietenire a publicului cu filmul românesc.
aici, în acest spațiu în care există această nevroză, există sentimentul ăsta că un film poate fi doar de artă sau doar comercial, dar uităm că există această sfântă cale de mijloc în care un film poate să intereseze pe mulți și totuși să transmită și un mesaj de o anumită profunzime. Și cred că noi am reușit asta cu această comedie care este Dog Poop Girl și, repet, nu cred că pleacă nimeni din sală fără să fie un pic pus pe gânduri în legătură cu ce a văzut. Înseamnă că ți-ai îndeplinit obiectivul, ca să zic așa. Da. Dar cum a fost trecerea asta de la actorie la regie? Organică. Efortul n-a fost un efort conștient, ci mai degrabă a ținut de instinct. Mi-am dorit foarte mult să încerc asta cu regia de film. A venit într-un punct în care filmam ca actor la un film și trebuie să spun că mi s-a părut că pot face o treabă mai bună decât făceau oamenii la filmarea cărora eram. Pot să fac mai bine asta. Da, exact. Numai că trebuie spus că după aia când m-am apucat să fac, mi-am dat seama că este un lucru mai dificil decât credeam. Dar trebuie să ai această energie inconștientă a începutului. Trebuie să fii un pic nebun să faci acest salt de credință și zici: domnule, eu pot să fac mai bine ca restul. Și sigur că atunci când te apuci, îți dai seama că de fapt realitatea e mult mai complicată. Și te-ai implicat și pe partea de producție și în scenariu? Am fost nevoit. Scenariul l-am scris eu, regia este a mea. Partea de producție aparține, sigur, producătorilor, Dakino Productions, Dude Films, dar fiind o producție totuși cu un caracter puternic independent, pentru că indiferent de finanțarea de la stat, noi ne-am comportat ca niște oameni care fac un film cu microbuget și trebuie să găsească soluții ca atare, și atunci fiecare dintre noi a dat toate telefoanele pe care putea să le dea ca să obțină rezultatele pe care ni le doream împreună. Deci da, aș zice că cu toții am fost implicați în absolut toate aspectele, de asta poate mai tare decât la alte filme, trebuie spus că este un produs al unei munci de echipă și în niciun caz al unui singur om care a făcut un film și care acum vă povestească despre el. E o echipă întreagă care a stat la bază, producătorul principal Dan Chișu, și mulți, mulți oameni care, uitați, îi vedeți și în pozele acestea acolo, de making of, foarte care au participat. Foarte frumoasă atmosfera. Mie întotdeauna mi-a plăcut bucătăria, știi, ca să văd eu acolo ce se întâmplă în spatele acestor imagini pe care noi le vedem acolo la cinema. Mi se pare fascinant. Dar intenționez să-l duci, să-l înscrii, nu știu, la festivaluri, să mai vadă și filmul alții. A fost, a depășit deja cumva etapa festivalurilor. Asta s-a întâmplat chiar când am terminat filmarea în 2020-2021. Acum prioritatea noastră este să-l arătăm publicului, pentru că el pentru asta a fost menit încă dintr-un început, a parcurs un traseu festivalier destul de onorant, cum bine ați spus și dumneavoastră, la TIFF a luat premiul pentru debut. Dar acum este etapa în care vrem să-l arătăm publicului și mi-aș dori foarte mult ca oamenii să-l vadă în cinematograf. A intrat în cinematografe de vineri, 15 aprilie, și sperăm să mai stea acolo săptămâni bune și să aibă public și să se vină toată lumea să-l vadă. Și mai pregătești ceva? Ai ceva acolo iar în minte? Încerc să finanțez un nou scenariu, dar traseul este lung. Lung. Deci probabil că o să ne vedem cum îi stă bine omului odată la 4 ani. Să povestim. Sper că mai devreme. Așa sper și eu din suflet, dar traseul e unul anevoios, dar... Știi ce? Se fac filme și cu smartphone-ul. Acum, dacă te apuc așa creativitatea și imaginația și chiar nu mai poți să aștepți vreo finanțare sau mai știu eu ce, e un smartphone și gata, s-a democratizat creația. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și să știi că ne-ai făcut poftă să vedem și noi acest film. Vă aștept să în ne bucurăm de el în cinematografie și te mai așteptăm cu drag și cu alte mulțumesc ocazii. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult. Iar acum, dragii mei, mergem la Sebi acasă pentru că ne face poftă cu niște papana. Iert? Eu îmi iau libertatea să sacrific un papanaș. Ia uitați-l cum e. Ia uitați-l cum e papanașul nostru. Tu l-ai, donghe, jur că zgomboți. Ui la ei, papanaș fierți cu brânză de vaci și pesmet. Vă salut, prietenii mei gurmați, după ce ați văzut rețeta de papanaș prăjiți. O bunătate, o rețetă excelentă. Astăzi revin cu papanașii fierți. Mi-a cerut, pune și rețeta de papanaș fierți. În plus, unii dintre voi credeți că papanașii aceia sunt gogoși și că i-am inventat eu, nu este adevărat. Este o rețetă de papanaș prăjit și una de fierți. Astăzi îi prezentăm pe cei fierți. Haideți să începem să vă prezint ingredientele, stați până la sfârșit să vedeți ce bunătate scot acolo. Haideți să vedeți ce folosesc eu astăzi aici. O să folosesc aceeași brânză de vaci și astăzi vă arăt și cutia pentru cei care trăiți în Spania să știți care o folosesc eu. Eu folosesc această brânză de vacă. Se poate face și acasă foarte simplu, dar trebuia să o fi făcut aseară ca să o am acum și nu am. Am cumpărat-o și o folosesc. 500 de grame de brânză de vacă. Folosesc două ouă, coaja de la o lămâie rasă și aici avem griș.
folosesc 150 de grame de griș, 150 de grame de făină. După cum ați văzut la papanașii prăjiți, nu am folosit griș, acolo nu au nevoie de griș, acei papanași. Zahăr. Voi puneți-l aici după gust. Eu folosesc 25, între 25-30 de grame de zahăr și un pliculeț de zahăr vanilat. Apoi, aici am pregătit aproximativ sunt 100 de grame de pesmet, am 15 grame de unt și puțin ulei ca să prăjim pesmetul. Exact ca la rețeta de găluște cu prune. Acum haideți să încep. Prima dată ce fac? Eu vedeți că are zer. O să arunc zerul de la această brânză și o sfărâmăm bine aici. Haideți. Haideți să încep. Nu vă plictiți. Gata. Eu am zdrobit-o bine cu o furculiță. Acum ce îi fac? Îi adaug aici, în centru, cele două ouă. Unu, două. Bun. Le punem și un praf de sare, așa. Și aici prima oară le bat puțin așa, astfel se amestecă mult mai bine cu brânza și cu celelalte ingrediente. Perfect. Îi adăugăm și zahărul. Adaug vanilia. Coaja de lămâie așa, punem peste tot. Strângem aici. Și acum le amestecăm bine. Acum când s-au incorporat puțin, îi adăugăm grișul. Adăug grișul. După ce am adăugat grișul, îi incorporez și făina puțin câte puțin. Așa. Ok. Îmi las eu aici furculița și le amestec bine cu mâna. Cocăie este puțin lipicioasă. Și acum ceva foarte important. Ce vreau să vă spun, de câte ori folosiți griș? La găluștele din supă, la, cum ați văzut, dacă ați văzut rețeta mea de chifteluțe umplute cu bulgur, când am pus griș și v-am zis lăsați-l 10, 15, 20, 30 de minute să umfle bine grișul înainte să-l punem la fier, da? Acum o să trebuiască să lăsăm acest aluat minim 10-15 minute să se umfle bine grișul. Da? Haideți, mă spăl pe mâini. Voi cu mâna curată îi dați un like, vă abonați la canalul Sevi Acasă și o distribuiți cu prietenii voștri și revin să pregătim pesmetul. Ce nu v-am spus la început, pentru pesmet, eu aici o să folosesc încă o lingură de zahăr. Așa. Dacă vreți mai mult, mai puțin sau deloc, nu sunteți obligați să puneți zahăr aici. Eu acum am luat o tigaie la foc și îi adaug pesmetul. Aici. Da? Pesmetul fără zahăr. Îi adăugăm untul, așa, să stopească mai repede. Și o să-i punem puțin ulei. Unt și puțin ulei. Așa, nu pot. Și le lăsăm să se topească bine, să înceapă să încălzească, cum a început să facă maro. Gata, vedeți? Pesmetul este vizibil schimbat de culoare. Acum, l-am dat jos de la foc și putem să-i adăugăm și zahărul. Și-l amestecăm bine cu zahăr. După cum am spus, dacă nu vreți să-l mâncați ca postre, nu-i mai puneți zahăr, ca postre, nu, ca desert, pardon. Nu-i puneți zahăr și puteți să-l mâncați ca o garnitură lângă o fripturică, lângă ce vreți voi, dar nu le mai puneți zahăr. Pentru că acești papanași nu trebuie să fie neapărat un desert. Ca desert. Pesmetul este pregătit. Acum ce facem? Punem o oală cu apă la foc și începem să pregătim papanașii. Haideți să începem. Unde sunt oalele? Oalele! Am totul pregătit. Nu vreau nici o mutră tristă. Ia uitați aici, prietenii gurmanți. Când începe apa să fiarbă, eu îi adaug o linguriță jumătate de sare. Vrează aici să vadă lumea că e caz real. Punem puțină făină pe masă și începem să formăm papanașii noștri. Dacă vreți, ne udăm un pic cu apă și îi tăiem așa, la mărimea care vreți fiecare. Vedeți? Le dăm o formă rotundă, frumos, bine închegați și continui cu ceilalți, așteptând ca apa să fiarbă. Haide să-i facem mai repede așa. Unu, după aia îi rotunjesc eu. Astfel, nu greșesc la cântar aici. Perfect. Acum îi rotunjim. Un miros că te alimentează. Wow. Puțină vanilie și cu coaja de la lămâie. Uf, ce frumos miros. Ce frumos miros. Dai cu căciula după câini, prietenii mei gurmanți. Gata, a început apa să fiarbă. Imediat. Îi lăsăm focul mic, aici foarte important. Nu îi aruncați așa din topor. Ne spălăm pe mâini. Vedeți? Apa a început să fiarbe. Am lăsat focul moderat să nu fiarbă prea puternic și acum eu iau cu multă eleganță și îi pun aici, așa, la fier. Dacă e nevoie, dau un pic mai tare la foc și așa o să procedez cu toți ceilalți.
Gata. Am obținut 10 papanași, între 90-100 de grame. Aproximativ papanașii am tăiat. Avem 10, 5 aici și 5 aici. Vedeți ce frumos? I-am făcut așa cum mânuța, să fie rotunzi frumos. Să aibă și un pic de imagine. Și imediat acum o să vedeți cum procedăm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Vedeți? Deși ei s-au ridicat sus, nu vă grăbiți să-i scoateți imediat, deoarece înăuntru or să rămână mai moi. Nu nefăcuți, dar sunt un pic mai moi. Acum îi mai las un minut, îi scoatem, îi trecem prin pezmet și, uite, îmi pun ăsta aici. Așa. Imediat să începem operațiunea furtună în deșert. Mai scot, îi scot așa cu lingurița, îi pun aici în pezmet. Stați așa, să vă arăt cu primul. Eu cu mâna, că eu sunt așa mai din topor, voi dați cu o lingură, cu ceva frumos. Și după ce am îmbrăcat bine, îi scoatem aici. Haideți, acum îi scot pe toți. Între timp ce frățiorilor stau la fiert, eu îmi iau libertatea să sacrific un papanaș. Haideți să-l sacrificăm, să vedem cum a ieșit. Și de aici avem mai multe de știut. Dacă îi lăsăm mai mult, dacă îi lăsăm mai puțin. Ia uitați-l cum e. Ia uitați-l cum e papanașul nostru. Prietenii mei gurmași, excelent. Iar am lovit-o cu ăștia, tată. Te rog. Gata, uitați cât pezmet mi-a rămas mie din 100 de grame. Deci, cantitatea este bună pentru 10 papanași frumoși. În cazul meu au rămas doar 9, pentru că am sacrificat unul și acum o să mai sacrific unul ca să vi-l arăt la sfârșit. Lăsați-mă să-l aranjez puțin, să-mi fac și eu o poză așa, ca să mă vedeți, că după aia nu am poze să vă pun. Și tu la ei, doamne, jur că-s gomboți. Ui la ei. Haideți să îi probăm. Farfurioara mea frumoasă. Ce vreau să vă spun? Ingredientele, să nu vă speriați, nici grișul, nici făina, că nu sunt multe, da? Sunt bune, uite, să poți să iei un papanaș să-l ridici, pentru că o să vedeți rețete cu poate cu puține cantități, nici nu poți să-l ridici din farfurie. Deci, da, păi să mai faci poze și ce vă fac eu aici. Fiți atenți, la orice restaurant te duci cu acești papanași fierți. Haideți să-i tăiem, să vedeți cum sunt înăuntru. Uitați-l aici frumos. Așa. Vedeți? Și-l probăm. Excelent! Mai tăiem unul. Așa. Îmi place să vi arăt, să vedeți cum sunt. Tăiem și pe ăsta, așa. Și vă dați seama că aceștia trebuiesc mâncați. Vă invit pe la mine, prietenii mei gurmanzi, să probați toate rețetele mele, pentru că am atâta mâncare, nu mai știu ce să fac cu ea și trebuie să o mănânc. Da? Cu aceste lucruri spuse, vă rog să probați acești... Era să zic gomboți, m-am prostit. Acești papanași fierți, i-ați văzut pe cei prăjiți o bunătate și care i-ați probat. Vă pup și ne vedem într-un nou video. Prietenii mei gurmanți, nu uitați, sunteți iubiți și mâncați papanași fierți după rețeta mea, cu sunt foarte buni. Haideți, acum pe ei. Cameramanul, vină încă. Bun? Super. Pa! Pe ultima sută de metri înainte de Paște, cumpărătorii sunt în căutare de oferte bune, reduceri și promoții. Cum se comportă consumatorii în această perioadă? Care sunt tendințele în marketing și ce industrii beneficiază de acestea? Discutăm cu Anca Dobrescu, specialist marketing. Bun venit, Anca! Bine te-am găsit, Dana! Mă bucur să fii din nou aici! Tu vii mereu cu lucruri interesante și de-abia aștept să ne povestești așa ce se întâmplă în această perioadă. Uite, apropo de consumatori, ce se întâmplă în comportamentul lor? Tocmai a ieșit un studiu nou pe piață, pentru că mereu ceasul se dă peste ocean. Ce se întâmplă cu consumatorii americani? Pentru prima oară, după foarte multă vreme, consumul în Statele Unite a fost redus de la 21,6 miliarde de dolari, au ajuns la 20,5 în anul 2021. Din cauza inflației, americanii au decis că bugetul este total pentru cumpărăturile de Paște ar trebui să fie la 170 de dolari. Iar ponderea cea mai mare au avut-o, pentru că deja Paștele a trecut în cazul lor, ponderea cea mai mare au avut-o cumpărăturile legate de alimente, apoi cadourile și hainele. Din cauza inflației, 48% caută din ce în ce mai mult reducerile de preț, ofertele și codurile de reduceri sau cupoanele. 30% se uită cu foarte mare atenție la preț.
pentru că este primul an după pandemie când este un Paște fără restricții și toată lumea își dorește să folosească oportunitatea pentru a se așeza la masă împreună cu familia și cu prietenii. 49% dintre consumatori chiar își doresc să vadă mai mult prietenii în zilele de sărbătoare. Da. Exact. Păi, da, după acești 2 ani în care am stat mai mult închiși în case și nu am ieșit nicăieri, cred că și la noi se simte asta. Da. Vrem să mergem în vizite, vrem să ne bucurăm de cei dragi, semănăm și noi cu americanii. Iar când vine vorba de acest top, să zicem așa, ce caută ei mai mult, alimente, haine și ce mai ziceai? Produse de îmbrăcăminte, produse. Accesorii, același comportament. Același comportament îl avem și noi. Mai ales chiar este interesant să vedem cum se vor comporta românii anul acesta, pentru că sărbătoarea Paștelui este o ocazie foarte bună să ne încărcăm coșurile cu de toate și să vedem dacă într-adevăr atenția aceasta la preț va exista și în cazul nostru. Mai sunt 2 lucruri pe care ar trebui să le spun în ceea ce privește comportamentul consumatorului și anume s-a observat un comportament hibrid, în sensul că peste 80% dintre, la nivelul populației mondiale, sunt deja oamenii în magazinele fizice și au revenit acolo pentru a vedea produsele, dar ceea ce s-a schimbat foarte mult față de perioada de dinainte de pandemie este faptul că 51% cumpără de pe telefonul mobil în momentul în care se află într-un magazin fizic de pe site-ul aceluiași comerciant. Așa. Și 58% cumpără tot de pe telefonul mobil de pe site-ul altui comerciant. Deci ei au venit acolo la fața locului să facă niște comparații, exact. Și au văzut că e oferta mai bună la vecinul și au comandat de pe site. Dar de ce te duci în magazinul fizic ca să cumperi de pe online? Probabil nu au găsit informațiile și au vrut să se asigure că fac cea mai bună alegere. Atenție foarte mare la preț însă, pentru că este foarte clar că la nivel general consumatorii își lărgesc orizontul de decizie și au în considerare inclusiv magazinele fizice, inclusiv online-ul, pentru a se asigura că fac alegerea cea mai potrivită din punct de vedere raport calitate-preț. Și ca o atenționare pentru comercianții care activează în țara noastră, ar fi că nu este indicat să facă lucruri care le pot pune în să ne pericol imaginea, pentru că dacă ne aducem bine aminte, în noiembrie anul trecut am avut un soi de fake Friday în loc de Black Friday, iar reducerile au fost mai mult de formă decât de fond. Și consumatorii nu mai pot fi păcăliți așa ușor, da. Da. Automat se fac comparații, poate că unii sunt obișnuiți să urmărească prețurile cu o perioadă înainte și n-ai cum, te taxează. Exact. Și este îndeajuns să afle doar o singură persoană și apoi toată lumea va ști. Pe lângă acest comportament hibrid de consum, mai există și o dorință foarte mare de a evada. Studiile Criteo au observat faptul că o treime din populația, la nivel global, își dorește să se îmbrace mai frumos, să arate din ce în ce mai bine. 49% a mai spus acest lucru, că își dorește să vadă mai mult prietenii, familie și așa mai departe. Care sunt industriile și cine beneficiază în mod direct de aceste lucruri? Tot ceea ce te face să te simți și să arăți mai bine. De exemplu, căutările pe Google România, la nivelul cuvintelor cheie, de tip cercei damă, au crescut cu 38% față de anul precedent. Buton pentru cămașă, 46%. Deci pantaloni, știm ce o să-și facă, nu? Cadou, acum după Paște. Pantaloni, 22%. Sală de sport, 127%. Frizerie, 127%? Exact. Da. Wow. Frizerie, 175%. E clar, trebuie să ne îmbunătățim aspectul fizic, da? Și din cap până în picioare. Exact. Și clinică de înfrumusețare cu în jur de 60-75%.
Deci, clar, există o intenție foarte clară pentru a arăta mai bine, mai ales că pandemia a venit și cu niște kilograme în plus. Da, și da, da. Cred că toată lumea s-a săturat de pantaloni de casă. Femeile și-au făcut manicura singure, de cosițe nu mai zicem că au stat cu părul necoafat, nearanjat și așa mai departe. E de înțeles și e clar, toată lumea vrea la sală să arate bine, să-și tonifieze acolo musculatura. Dar de vacanțe, ce spui? Se caută promoțiile acestea în perioada asta? Se caută vacanțele foarte mult. Jumătate din respondenți au spus că vor să plece mai mult în 2022. Bineînțeles, în top sunt vacanțele scurte de o zi, excursiile peste weekend, dar și cele de lungă durată, adică 4 din 10 români plănuiesc să plece în străinătate anul acesta. Uh-huh. Iar căutările din Google arată așa. Pachetele de Paște au avut cea mai mare creștere, 555% față de 2021. De asemenea, și cazare pentru 1 mai a avut o creștere destul de mare, de 50%, pachete de Paște la munte, oferte vacanță de Paște, toate variantele au înregistrat creșteri destul de importante. Deci există un ciuda faptului că, să spunem că nu, condițiile externe nu sunt cele mai potrivnice, oamenii au nevoie să evadeze și au nevoie să se relaxeze și să se simtă mai bine. Industriile câștigătoare ar fi, pe lângă aceasta de frumusețe, și industria de fashion, da? Pentru da, că e clar, conexă. Da, clar, mai normal. E cel mai simplu să cauți un cadou pentru cineva, nu știu, o haină, un sacou, o rochiță, ceva. Ce greșeli se pot face în această perioadă, apropo de comercianți și apropo și de cumpărători? În primul rând, comercianții trebuie să fie foarte atenți la modul în care fac și își promovează reducerile de preț. Am observat o tendință generală de a copia și a plagia ceea ce spune și ceea ce face concurența. Din păcate, în momentul pe principiu, în care dacă lui merge bine, da, și face asta, o să fac și eu ca el. Exact. Din păcate, când toată lumea comunică la fel, singurul diferențiator devine prețul. Și nu vrei acest lucru, mai ales dacă ești o afacere mai mică, care nu are puterea financiară a unui comerciant, a unui lanț de magazine, de exemplu. Și atunci intri într-o bătălie unde clar vei pierde. Foarte mare atenție la modul în care se comunică reducerile de preț, pentru că nu doar prețul este singurul element important în procesul de decizie. Mai sunt și alte lucruri și ceea ce trebuie să facă toată lumea este să creeze o conexiune emoțională, să încerci să descoperi valori, beneficii pentru produsele și serviciile pe care le oferi. Mai este de asemenea o foarte mare eroare pe care am întâlnit-o, acele vizualuri pe care le găsim peste tot. Așa, și în online, da, acele bannere, da, care arată ca niște pomi de Crăciun, cu toate literele, cu toate culorile, cu toate mesajele. Ăsta, lasă-mă, exact, să fie viu, să atragă lumea, să dea click acolo. Exact. Însă mulți uită că dacă văd, de exemplu, aceste bannere pe o hârtie, nu același lucru se întâmplă cu utilizatorii care îl văd pe un ecranul dispozitivului mobil și nu mai înțeleg nimic și în loc să atragă atenția, mai mult o distrage. Deci este, din nou, o greșeală. O greșeală este să nu folosească conținutul video. Consumul de conținut video a crescut exponențial în pandemie și ultimele studii au spus că 54% dintre persoanele care văd un video cu un produs sau un serviciu caută informații pe internet și 52% chiar intră pe site-ul brandului respectiv, care este un lucru extraordinar pentru că toată lumea își dorește să aducă trafic. Da? Aducă trafic, da, exact, din offline sau online pe prezența proprie, la prezența proprie. De asemenea, milenialii și generația Z, adică toată lumea care s-a născut între anii 1980 și până în 2010, preferă conținutul video. 60-70% chiar preferă conținutul video și sunt mult mai atrași de acest format. Pe lângă asta, de asemenea, nu trebuie uitat conținutul text, pentru că 7 din 10 consumatori se uită și citesc articole informative pe blog sau pe alte pagini înainte de a lua o decizie. Dacă acel articol sau acea descriere de produs are și un clip video, cu atât mai bine.
Și în ultimul rând, recenzile. Puterea recenzilor este sfântă, 77% dintre consumatorii români citesc recenzile înainte de a lua o decizie. Adevăr e că și eu fac asta, să știi. Și întotdeauna, cred că e un secret, întotdeauna atunci când vrei să-ți iei un produs, să cauți produsele care au cele mai multe recenzii. Degeaba îți place un produs și are, să zicem, 4 steluțe din 5 din 11 recenzii, dacă altul are, nu știu, 4 din 5 din 100 și ceva de recenzii. Cred că e mult mai bine să ne orientăm spre partea cealaltă, nu? Da. Unde vorbește cât mai multă lume despre. Corect. Și mai mult decât atât, să știți că foarte multă lume a început să miroase inclusiv recenziile care sunt false. Așa. Adică dacă vezi foarte multe recenzii de la diverse conturi, și pe Google și pe Facebook, pentru că acolo există recenziile acelea, și pe marketplace-uri, dar în primul rând Google și Facebook sunt sfinte din acest punct de vedere. Recenziile care au conturile care au o singură recenzie, acelea atrag atenția și semne de întrebare. Sau dacă vezi că toată lumea spune excelent, minunat, Da. Bineînțeles că toată lumea își dorește să aibă consumatori și clienți mulțumiți. Dar se mai întâmplă și să existe nemulțumiri, iar modul în care se răspunde la clienții nemulțumiți, la cererile acestora, este foarte important, pentru că oamenii își doresc să fie tratați cât mai bine și să fie respectați. Ce alte greșeli mai pot face cumpărătorii în această perioadă, apropo de prețuri? Fiecare își cunoaște propriul buget. Așa. Și întotdeauna, chiar și în perioade de inflație, de incertitudine economică, există o piață de lux. Unele persoane își doresc foarte mult lucruri, economisesc bani și le cumpără. Parfumuri scumpe, bijuterii. Da. Atenție însă foarte mare la diferențele dintre produse, pentru că nu tot ceea ce strălucește este cu adevărat valoros. Trebuie să te uiți din nou la recenzii, să citești cât mai multe informații ca să te asiguri că ai făcut o alegere potrivită. În cazul în care nu știi foarte multe lucruri despre produsul sau serviciul respectiv, poți să citești și politica de returnare și termenii și condițiile. Pentru că sunt magazine care îți înapoiază doar, nu știu, 40, 50, 70% din valoarea serviciilor sau a produselor cumpărate. Și atunci, într-adevăr, mai ales dacă este un produs mai scump, nu este un moment prea plăcut și ai parte de foarte multe frustrare. De asemenea, poate ar trebui să ne gândim la faptul că în România, din păcate, risipa alimentară este la cote foarte mari și o listă. Un meniu ar ajuta, dar aici poate să vorbească mai mult un specialist pe zona asta de culinară și sau poate chiar și un specialist pe zona de fitness, care să învețe cum să mâncăm fără să ne îngrășăm. Cu siguranță, da, este o idee minunată, mai ales dacă știi că primești rude în vizită, da, și e simplu, faci un calcul, câte persoane îmi vin de sărbători acasă, atâtea. Hai să vedem, voi ce mâncați? Asta, perfect, facem un meniu și știu că o să fie aceste cantități și nu mai există riscul să mai arunc, să mai rămân cu mâncare extra și așa mai departe. Îți mulțumim tare mult pentru toate recomandările tale, ca de obicei sunt de interes și sunt inspirate. Îmi place foarte mult că tu vii cu cifre, vii cu statistici, vii cu rezultate și o să ținem cont de ele, de aceste sărbători și te mai invit cu mare, mare drag și data viitoare să mai povestim. Mulțumesc, Anca, să ai sărbători frumoase. Și eu. Mulțumim frumos. Dragii mei, luăm o scurtă pauză, dar revenim cu subiecte interesante. Rămâneți cu Între Prieteni.